Decizie de ultimă oră a guvernului. Dacă la începutul lunii ianuarie exista posibilitatea ca bugetarii români să aibă parte de o mini-vacanță, acum guvernul a decis. Data de 25 ianuarie va fi o zi cu program normal de lucru. Data de 24 ianuarie reprezintă Ziua Unirii Principatelor Române sau Mica Unire. Aceasta a fost declarată oficial ca fiind zi liberă nelucrătoare din anul 2017. În acest an, data de 24 ianuarie pică într-o zi de joi, astfel că mulți români au sperat ca executivul să le acorde liberă și data de 25 ianuarie, beneficiind astfel de încă o mini-vacanță de 4 zile. Însă acest lucru nu a fost posibil. Așa se face că bugetarii vor reveni la serviciu pe data de 25 ianuarie.